Bun, ne uităm la Paul, Adrian, pentru prima oară în viața mea. Deci ne uităm la aceste întâmplări te vor face să crezi că e așa un titlu YouTube 2009. Hai să ne uităm. Bun găsit, prieteni! Filozoful german Friedrich Nietzsche a spus: dacă te uiți mult timp în abis, abisul se va uita la rândul său în tine. Ok. Ce înseamnă asta? Că obiectul atenției tale, abisul, întunericul, răul, se reflectă spre tine, privitorul, putând pune stăpânire pe mintea ta. Și asta e una dintre interpretări, oricum. În acest prim clip de astăzi, nu vedem paranormalul, ci reacția pe care o are o fată la vederea acestuia. Teama se poate citi în ochii ei. Ok. Ea se dădea liniștită pe un topogan cu apă și filma, yeah, intenționând să imortalizeze momentul relaxant. Și-a căzut în backrooms. Ia zi. S-a băgat în tubul ăla cu apă și-a căzut în backrooms. Eu cred că aia s-a întâmplat. Relaxarea i-a fost întreruptă de întuneric. A, ce nu-mi place, bă. Anticip jumpscare, mereu. Anticip jumpscare. Mă bag așa în vibe și mi-e frică. Neironic, mi-e frică. De obicei mă trezesc de 3 ori pe noapte, mai dorm după ce mă uit la asta, nu știu. De jumpscare cu porumbei, Doamne ferește. De ce n-are sunet? De ce numai muzica asta? Că e mai rău. E mai rău că n-aud cum merge cu apa aia prin tubul ăla. E mai rău că aud... Că zici că mă ia extraterestru pe sus imediat. Fata realizează... Singură că m-a speriat că a vorbit. M-a speriat că a vorbit! La cât Resident Evil am jucat, am început să mi se pară chestii de au ambianță de genul cringe. Îi cringe, dar gen, mie nu-mi place că se folosește fix de ce nu-mi place mie la horror, gen ambianța. Cred că nu-mi place cât funcționează pe mine. Funcționează foarte bine pe mine ambianța, pentru că îmi lasă creierul și creierul meu cu ADHD probabil și cu tot felul de chestii în cap, anticipă ce-i mai rău, efectiv ce-i mai rău. Realizat la scurt timp după intrare că nu avea să coboare cu ușurință. Apoi, a văzut întunericul din față. Iar în întuneric, ceva. Poate că mintea i-a jucat festă, claustrofobia preluând controlul. Sau poate că, în besnă, se ascundea într-adevăr un lucru mai presus de cuvinte. Aflat în tubul de plastic, ea s-a grăbit să iasă afară să scape. Voi ce credeți că a văzut? A văzut întuneric. Eu și așa nu m-aș duce într-un water park să mă dau pe chestii de genul, că n-am sânge în cohones în primul rând. Da, să mai fie și gen pitch black. Mai dă-o dracu, mai dă-o dracu. Vă dau cu aloe vera, nu se mai poate așa ceva. Odată n-am mai și blocat, a fost nașpa rău. Păi de-aia zic, de-aia zic. N-am încredere în așa ceva. Chip grotesc, păi de-aia zic. Nu. Eu nu știu ce chestii pune Paul Adrian în videoclipuri. Am mai auzit și eu de pălaret că băga jumpscare sau chestii și Doamne ferește să bage jumpscare, că eu mă cac pe mine. Că nu cred că reușesc să duc tot clipul ăsta. Mie chat, neironic, mi-e greu să mă uit la horror de genul. Mie nu-mi place, gen, e un chin. Poate că e unpopular opinion, dar mi se pare cringe. Gen, no hate, știi, no hate. Cât pur și simplu părerea mea personală, se aude că... Ea s-a grăbit să iasă afară, să vadă ce s-a întâmplat în tubul de plastic. Oare... În întunericul abisal să fi văzut o formă de-a dreptul paralizantă dintr-o perspectivă paranormală sau să-i fi jucat mintea feste. Știi ce zic? E nenatural. Și ăsta e un factor pentru care nu mă dau în vânt după contentul ăsta. No hate. Dar cred că asta e o premieră și probabil ultima oară când o să mă uit. Nu zic că am eu vocea mai bună, dar nu-i ceaiul meu de cană. Cana mea de ceai. De-aia zic că dacă bagă jumpscare, gen, eu nu mă uit în viața mea la el. Eu nu plac. Nu cred că duc. Eu cred că nu o să iasă videoclip după chestia asta, că nu cred că am destule să continui clipul. Gen, eu mă cac pe mine când mă joc, Phasmo. Nu zic că nu știu ce scary, dar nu-mi place mie să fie jucat așa, știi? Bagă ambianță din aia și te lasă să sorbi
Să sorbi, să fierbi, ce te lasă să fierbi, să stai, să stai, să stai, să stai, să vezi ce vine și îți lasă creierul să meargă în p***ă. Bine, nu falmă neapărat, dar singur, știi, gen singur, uneori, ți-am zis, creierul meu în întuneric, lasă imaginația să meargă crazy. Numai în investigații n-am prea pățit chestia asta, culmea, ceea ce mi se pare ironic, dar gen, astea așa found footage, știi, fantoma lui Pablo Escobar, ia hai să vedem. Care la apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaină din Statele Unite. El a condus cartelul Medellin, una dintre cele mai puternice și nemiloase organizații criminale din lume. Escobar a fost și cel mai bogat criminal, cu avere estimată de 30 de miliarde de dolari, plus aproximativ 100 de miliarde extra, dacă includem și banii ascunși prin diverse locații din Columbia. Vă puteți imagina câte proprietăți a avut. Una dintre cele mai cunoscute este clădirea Monaco din Medellin. O vilă de beton cu 8 etaje, care avea o duzină de apartamente, două piscine, un teren de tenis, o cameră de panică, o cameră specială de securitate și 34 de locuri de parcare, pentru colecția de mașini și motociclete a baronului. Acesta s-a stins din viață într-un schimb de focuri cu poliția columbiană și agenții DEA, iar pentru ani de zile, clădirea a rămas goală, devenind tot mai ruinată. În 2019, guvernul columbian a decis să o demoleze și să lase în loc un parc dedicat victimelor lui Escobar. Atunci s-a întâmplat un lucru aparent incredibil. O cameră de televiziune care filma demolarea, aflată pe acoperișul unei clădiri din vecinătate, a surprins această formă translucidă. În clădire nu se mai afla nimeni atunci, bineînțeles. Aia e o chestie, e o fașă sau ceva care să bălângă-ne cu vântul. Aia e vânt. Păi și în stânga nu pune nimic aici. În clădire nu se mai afla nimic. Aici nu e altă fantomă. Hopa, stai puțin, chat. Aici nu e fantomă. Numai aici. Come on. Aici e fantomă, dar aici nu e fantomă. Deci nu știu. Paul, Adrian. Avea până și mustața caracteristică. Da, nu știu. Arată ca un livrator de înghețată. No, thank you, skip. Ia, extraterestru. Efectiv, umblător de piele, ia pielea și o umblă. Știu că un videoclip nu e neapărat complet reprezentativ de un canal, dar gen, ăsta e un average Paul D'Adrian video, nu? Cam da, și prima dată când am auzit de el și ultima dată a fost când se uita la o femeie fără căști în tramvai acum vreo 6-7 ani. Ok, cum mă formulez ca să nu sun rău? Deci dacă ăsta e un clip reprezentativ așa de Paul D'Adrian, eu vă zic sincer că nu văd apelul. Pe mine niciodată nu m-a atras gen să văd compilații de clipuri și uitându-mă îmi dă dovada de chestia asta. Nu zic că n-aduce aportul lui la videoclipuri, dar gen, știi? Tot mi se pare un concept pe care eu nu l-aș savura niciodată. Dacă vreau să văd chestii de-astea gen reale și vreau să văd, bă, ok, investigații sau așa, mă uit la investigații. Nimic nu se compară cu un final de săptămână semnat Paul D'Adrian. Mulțumesc frumos pentru seara liniștitoare și relaxantă. Cum să te relaxezi când te uiți la așa ceva? Cu ce e relaxant? E gen efectiv contentul ăla de just scare me, știi? Să zic așa. Da, nu știu, bă, nu sunt fan Paul D'Adrian. Nu sunt fan. Poate îmi schimb părerea dacă pune o fază din investigațiile mele, dar nu o să pună niciodată. Așa că nu știu ce să zic. Îmi pare rău. Dacă te uiți la videoclipul ăsta, Paul, îmi pare foarte rău.